camere 24 de ore. Emoții? Mai ales că adversarul tău este singurul care a avut curaj să te provoace și chiar să-ți spună că îți va oferi un knockout. Am mai spus-o, nu aș vrea să se întâmple treaba asta, să-mi dea cineva knockout. Eu sunt foarte pregătit la acest meci, de asta să zicem, m-a pus în priză așa, să fiu foarte bine, adică într-o formă bună la meci. Și eu zic că o să ies învingător și de data asta. Mutantul e chiar mutant sau? Băi, are niște picioare mai mari decât ale mele și laba piciorului foarte mare. Cred că de asta îi zice mutantul. Dar va fi o luptă pe cinste, așa cum îți plac ție meciurile tale? Da, să știi că dacă ai o luptă cu un adversar tare, chiar treci niște senzații și te pune așa în preț, emoțiile de meci și asta contează. Ce va face Pascu înainte să intre în ring? Păi ce, sunt concentrat maxim, aștept încălzirea înainte de meci și când e ora meciului, eu sunt pregătit. Nu știu, asculți o anumită melodie, ai un anumit ritual pe care îl faci de fiecare dată sau dacă ai uitat vreodată să faci ceva, ți-a mers prost sau... Înainte de fiecare meci sunt foarte calm. Eu stau liniștit în vestiar, îmi aștept timpul și atunci mă montez foarte maxim și sunt transformat. Mulți care m-au cunoscut de zi cu zi și când m-au văzut atunci înainte de meci, a zis, băi, Pascule, tu te transformi. Adică transformarea asta, cu transformarea aceasta, uiți de mamă, tată, copii, tot, ești doar tu și tu? Exact așa e, sunt eu și cu adversarul meu, adică l-am în cap să îi pun mari probleme și de-aia sunt, sincer, poate mă gândesc și că m-am jurat de mamă. Și de asta mă montez foarte agresiv. Decât să sufere mama ta, mai bine suferă mama lui, că așa era o vorbă. Așa este, decât să plângă mama, mai bine să plângă mama lui.